Ia uitați, oameni buni, roșioarele. Salutare și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. Ia uitați, dacă vă doriți roșii mari, gustoase, trebuie să le fertilizați corespunzător. Ei bine, astăzi vom face un fertilizant foarte bun, fără costuri, îl puteți face și dumneavoastră acasă și este foarte bun și natural. Și mai am un anunț de făcut. De mâine începem să livrăm semințele de roșii de țigănești, acestea sunt. Iar ca bonus vă vom pune și semințe de roșii inimă de bou creață. Dar mai întâi de toate, nu uitați să dați un like la acest videoclip, să dați un share, să afle și prietenii dumneavoastră și în felul acesta să ne strângem cât mai mulți pe această comunitate. Și vă mulțumim frumos! Ia uitați, am luat gunoiul de grajd, am pus cam o găleată în această vană. Vana este undeva cam pe aici, la 50 de litri de apă, deci cam atât încape în ea, dar plină ajunge undeva la un 60 de litri. Așa că eu voi pune 5 găleți de apă peste acest gunoi de grajd și va fi diluat 1 litru la 10 litri de apă, dar în momentul în care îl facem, va fi o găleată la 5 găleți de apă, deci 1 pe 5. Am să o poziționez încă de acum, pentru că vă dați seama, după ce o voi umple de apă, va deveni foarte grea, undeva la umbră, iar două săptămâni nu mai umblăm la ea, decât din când în când mai amestecăm și cam atât. Merg să aduc apă, iar între timp Cori o să vă dea mai multe detalii la ce este bun acest fertilizant. Fertilizantul lichid obținut din gunoiul de grajd este o resursă valoroasă pentru agricultură, având multiple beneficii. Și iată câteva moduri în care acesta poate să ne ajute. În primul rând, este o nutriție vegetală. Fertilizantul lichid din gunoi de grajd furnizează nutrienți esențiali plantelor, cum ar fi azotul, fosforul și potasiul. Acești nutrienți sunt esențiali pentru dezvoltarea sănătoasă a plantelor și promovează creșterea, înflorirea și producția de fructe. Îmbunătățirea structurii solului. Fertilizantul lichid din gunoi de grajd conține substanțe organice care îmbunătățesc structura solului. Aceste substanțe organice ajută la creșterea capacității de reținere a apei în sol și îmbunătățesc aerarea și drenajul, ceea ce favorizează rădăcinile să se dezvolte mai bine. Ajută la stimularea activității microorganismelor. Gunoiul de grajd conține o varietate de microorganisme benefice pentru sol. Fertilizantul lichid obținut din gunoiul de grajd furnizează aceste microorganisme în sol, stimulând activitatea lor și promovând dezvoltarea unui mediu sănătos pentru plante. Nu mai este nevoie de îngrășăminte chimice. Utilizarea fertilizantului lichid din gunoi de grajd poate contribui la reducerea dependenței de îngrășăminte chimice sintetice. Aceasta oferă o sursă naturală de nutrienți, contribuind la o practică agricolă mai sustenabilă și reducând impactul asupra mediului înconjurător. Reciclarea nutrienților. Utilizarea gunoiului de grajd și a fertilizantului lichid obținut din el reprezintă o formă de reciclare a nutrienților. Astfel, se evită risipa de resurse și se valorifică deșeurile organice, transformându-le într-o sursă utilă pentru agricultură. Ia uitați, v-am zis că intră cam 60 de litri, chiar dacă vănița se spune că este de 50 de litri, semnul are mult mai jos și mai intră încă o găleată testat de mine.
Merg să iau un băț să-l și amestec, după care îl acoperim. Acum îl amestecăm bine, bine. Uitați, mi-am adus aici și o folie ca să pun peste el, pentru că îl vom lăsa aici timp de 2 săptămâni și eventual, dacă va începe ploaia sau ceva, să nu plouă în el. Deci, încă o dată, recapitulăm. La o găleată de gunoi de grajd, puneți 5 găleți de apă, iar după 2 săptămâni, când este gata acest fertilizant, diluați 1 litru la 10 litri de apă și puteți aplica foliar, dar și radicular. Totuși, aveți grijă să nu repetați acest tratament săptămânal. Eventual, să-l aplicați odată la 2 săptămâni, pentru că este un fertilizant complex și să nu dați plantele în vegetație. Ce înseamnă să dați plantele în vegetație? Adică vor produce mai mult frunze și rod mai puțin. Eu am să-l acopăr acum, iar videoclipul nostru cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Sperăm să vă fie de ajutor. Nu uitați să dați un like, să dați un share. Eventual, dacă sunteți nou pe acest canal, vă puteți abona și activa și clopoțelul, pentru că în felul acesta veți primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Și este total gratuit. Nu vă costă absolut nimic. La revedere, să ne vedem cu bine la un nou videoclip!